Din cele 35 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus confirmate astăzi de laborator, două sunt din Soroca. Astfel, numărul persoanelor infectate se ridică la 28. Din cele 35 de cazuri confirmate, 6 sunt de import, iar 29 de cazuri sunt cu transmitere locală. La ora actuală, în Republica Moldova, sunt confirmate 298 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Vreau să menționez că astăzi au fost procesate 169 de probe. Ca rezultat avem 35 de cazuri pozitive. Avem 6 cazuri de import, 3 cazuri din România, 2 cazuri din Marea Britanie și un caz din Belarus. Avem 29 de cazuri cu transmitere locală, Chișinău 17 cazuri, Ștefan Vodă 5 cazuri, Soroca 2 cazuri, Cahul, 2 cazuri, Ialoveni, Orhei, Strășeni, câte un caz. Dacă e să ne referim la grupele de vârstă, avem copii cuprinși între 0-10 ani, 2, persoane între 10-20 de ani, 4, 20-30 de ani, 4, 30-40 de ani, 9, 40-50, 2, 50-60, 10, 60-70, 2, 70-80-2. În mare parte, când am făcut analiza acestor cazuri, vreau să menționez că avem totuși cazuri când s-a realizat transmiterea COVID-19 din considerentul neglijenței și nerespectării acelor recomandări care au fost menționate în repetate rânduri de către autorități. Totodată vreau să vin și cu o noutate pozitivă. Astăzi, de la Spitalul Clinic de Boli Contagioase pentru Copii, au fost externați primii 2 copii care sunt sănătoși. Rezultatele sunt de 2 ori negative și pe această cale țin să le mulțumesc încă o dată lucrătorilor medicali pentru activitatea profesională și pentru tot efortul pe care îl fac pentru a contribui la sănătatea populației Republicii Moldova. Avem mai multe cazuri confirmate de infectare a reprezentanților autorităților publice locale. Avem câțiva primari, câțiva președinți de raioane, dar toți sunt internați, se simt bine. În paralel sunt activate, zicem, componentele alternative a Comisiilor Situații Excepționale Locale din aceste localități. Acest proces, în felul dat, este la control. Avem informația despre identificarea și pregătirea în regiuni, raioane a localurilor alternative de plasare a spitalelor de campanie în caz de necesar. Noi avem această informație acumulată. Sper să nu ajungem la necesitatea activării acestor spații, dar ne pregătim dinainte, cum am spus și în cazul Chișinăului, Centrul Moldexpo se lucrează pentru pregătirea acestui spațiu, la prima etapă pentru centrul de triere, la a doua etapă, la care sper să nu ajungem, să fie necesară și ca loc de amplasare a pacienților. Viorica Dumrăveanu a anunțat că de astăzi, începând cu ora 18, urma să fie activat Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail, dat fiind numărul de cazuri în creștere înregistrat în municipiul Chișinău. Potrivit datelor oferite de minister, deja sunt funcționale Spitalul Raional Căușeni și Spitalul Municipal Bălți, iar în următoarea etapă vor fi incluse în lista spitalelor pentru gestionarea cazurilor de COVID-19 și Spitalul Raional din Comrat, Cahul, Nisporeni, Iedineț și Soroca.